N-a putut să plece după amiază zilei. Ieri, prefectul Sorin Vasilescu a început diligențele de reînscăunare a lui Ovidiu Moș de la PSD pe postul de viceprimar al Devei, adică a atacat în contencios administrativ două hotărâri adoptate de Consiliul Local Deva în data de 30 iunie. Pe cea prin care Ovidiu Moș era schimbat din funcția de viceprimar și pe cea prin care Marian Muntean a fost ales viceprimar al Devei. Numai că prefectul s-a făcut iar de băcănie, consemnează jurnaliștii de la cotidianul Ziarul Hunedoreanului. În loc să atace numirea lui Marian Muntean în funcție, din documentul oficial reiese că prefectura contestă eliberarea lui din funcție, motiv pentru care primarul Petru Mărginean nu a putut emite nicio decizie de repunere în funcție a lui Ovidiu Moș, până când prefectura nu va emite un document legal și corect. Franța, Irlanda, Norvegia și Germania recrutează prin rețeaua europeană EURES medici stomatologi, asistenți medicali, doctori veterinari, ingineri sau bucătari. Salariile oferite depășind în unele cazuri 40.000 de euro pe an, transmite Mediafax. Germania oferă prin rețeaua EURES 50 de posturi de asistent medical pentru spitale, azile și instituții medicale. Cunoștințele de limbă germană, nivel de bază, constituie un avantaj, dar nu sunt obligatorii pentru a fi recrutat. Angajatorul oferă un salariu de 11,22 de euro pe oră, asigurare socială, asigurare de sănătate și un curs lingvistic în România cu profesori specializați și material didactic special conceput pentru domeniul medical. Costurile cursului sunt finanțate de companie, cursantul trebuind să plătească doar cărțile necesare. Campania Premianții fără premii îl are în această săptămână protagonist pe Mihai Bursesc, din Sălașul de Sus, gazdă primitoare pentru toți oaspeții săi necunoscuți din toate colțurile lumii. Mihai are mii de prieteni virtuali și impresionează cu pozele lui extrem de reușite postate pe Facebook, prin intermediul cărora promovează zona. În plus, Mihai a avut îndrăzneala de a face ceva neobișnuit, mai ales pentru România, pentru că el a dus conceptul de couchsurfing mai departe, probabil decât a făcut-o oricine în țara noastră. Mai pe înțelesul tuturor, a transformat vechea fierărie a familiei în spațiu de cazare, pe care îl pune la dispoziția turiștilor low cost, gratuit. Sâmbătă, 19 iulie 2014, ora 11, vine la cal în fața Centrului Cultural Drăgan Muntean ca să-l cunoaștem și să-l recompensăm simbolic pentru ceea ce face el la Sălașul de Sus. Au anunțat foarte târziu ce s-a întâmplat în munte, punând astfel în pericol chiar și viețile turiștilor, iar acum sunt căutați de polițiștii hunedoreni. Este vorba despre ciobanii ale căror oi au murit săptămâna trecută în retezatul mic și din leșurile cărora se înfruptă urși la nici 300 de metri de un traseu turistic. Reprezentanții prefecturii Hunedoara spun că au fost anunțați după 10 zile de către administrația Parcului Național Retezat despre cele întâmplate. De asemenea, în acest caz va fi sesizată și APIA pentru a lua măsurile care se impun. Sorin Vasilescu spune că, în afară de subvenția primită pentru oi, crescătorii de animale beneficiază și de pachete de agromediu, în baza cărora au obligația să întrețină pășunile, numai că în acest caz numai de întreținerea pășunilor nu mai poate fi vorba. Reamintim că un traseu turistic din retezat a fost închis după ce în zonă s-a semnalat prezența mai multor urși. Fiarele sălbatice au fost atrase de oile moarte dintr-o râpă din care se înfruptă de aproximativ o săptămână, iar pericolul pentru turiști este foarte mare.